găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Social Media. Sunt Maria Laniță și mi-am propus că astăzi, pentru că am intrat în 2013 și pentru că nu se mai aude absolut nimic despre înființarea camerelor agricole, îl am alături de mine pe președintele Propact Vrancea. Este vorba de domnul Costel Ichim, de la care voi afla noutăți la acest început de an 2013 despre așa zisele camere agricole, despre faptul că zilele acestea sunt controale la acele dosare de la măsura 141. Vrem să știm ce părere are domnul Ichim despre întoarcerea la șefia Direcției Agricole a domnului Costică Neață și să vedem dacă se mai aude ceva despre înființarea sistemelor de irigații în 2013, pentru că nu știm deocamdată ce ne va oferi acest an. Anul trecut ne-am confruntat cu o secetă cruntă, însă în 2013 probabil că vom avea aceeași vreme. Bună ziua, domnule Ichim, mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră să aflăm informații proaspete. Să vedem cum comentați dumneavoastră revenirea domnului Neață la conducerea Direcției Agricole, cum comentați aceste controale care se derulează în cursul acestor zile în județul Vrancea și verificarea acestor dosare ale fermierilor vrânceni. Și spuneți-mi și mie dacă se mai aude ceva de înființarea camerelor agricole, pentru că acești bani, aceste fonduri europene, cu siguranță vor dispărea. Bună ziua și bine ați venit la noi, la Propact Vrancea. În ceea ce privește domnul director Neață, după un stagiu la județul Teleorman, în care s-au rezolvat problemele acolo, a revenit pe funcție la Vrancea, urmând, am înțeles de azi, să fie noul director al Direcției Agricole la Giurgiu. Dar se pare, tot din sursele mele, că dânsul astăzi își va da demisia și va prelua funcția de politic șefia la PDL, Partidul Democrat Vrancea. Dacă dânsul probabil că a găsit mai importantă politica decât politica agrară, e opțiunea dânsului și nu o comentăm. Păi dacă vorbim de politica agrară, a făcut ceva pentru agricultura din Vrancea, domnul Costică Neață, de când se află la conducerea acestei instituții? Și vă contrazic, a spus că a fost undeva la Teleorman. Păi n-a fost, a fost în concediu medical, domnul Costică Neață, în toată această perioadă. Numirea în funcția de director al Direcției Agricole Teleorman spune altceva. Deci că s-a prezentat acolo, că nu s-a prezentat, asta e relativ și dânsul și instituția respectivă știe ce și cum. Cert e că de la minister nominalizările au fost făcute, inclusiv pentru nominalizarea la Direcția Agricolă Giurgiu din prezent. În ceea ce privește aportul adus dezvoltării agriculturii vrâncene, orice direcție agricolă și-a avut rolul său foarte important în dezvoltare și cred că și domnul Neață și-a adus un aport, chiar dacă la nivelul de șef de instituție mai faci ce spune ministerul, nu numai ce trebuie să faci. Vrancea, într-adevăr, este un județ agricol unde instituțiile s-au implicat. Zilele acestea există un control în ceea ce privește fondurile europene pentru măsura 141, fermele de semisubzistență. Mi-e greu să cred că se va găsi ceva, întrucât Vrancea este pe locul 4 în ceea ce privește banii accesați prin această măsură. Deci s-a muncit atât de că firmele de consultanță, în special Camera Agricolă Vrancea, prin specialiștilor unde au întocmit foarte multe dosare, oamenii care au fost interesați, fermieri, iar analiza acestor dosare s-a făcut în baza unor documente eliberate de primării, eliberate de APIA și
circa financiar. Dacă într-adevăr neregula s-ar găsi neregul, s-ar găsi neregul doar la eliberarea acestor adeverințe fiscale, pentru că avem informații că o parte din fermieri li s-au eliberat adeverințe fără datorii la bugetul local, iar către APIA s-au transmis adeverințe cu datorii și s-au blocat și inclusiv subvenții. Și este anormal ca subvenția să fie blocată, iar banii europeni să fie luați. Deci aici nu cred că este problema direcției agricole. În ceea ce privește personalul care se ocupă cu așa ceva, după știința mea, pentru că am avut o colaborare cu ei, într-adevăr s-a lucrat. Sunt în perioadele, în sesiuni, efectiv s-a lucrat zi lumină. Și de aceea... Domnul Ichim, nu se fac verificări la sânge la aceste dosare, mai ales când vorbim de fonduri europene, mai ales când vorbim de faptul că avem vreo 584 de dosare la măsura 141, da. Și există posibilitatea ca jumătate sau trei sferturi din aceste dosare să dispară. Nu, dacă se găsesc aceste nereguli. Era vorba de un punctaj, din câte am înțeles eu, că aici s-ar fura într-un fel sau altul banii europeni. Ce puteți să-mi spuneți dumneavoastră care vă ocupați de ceva timp cu aceste proiecte finanțate de la Uniunea Europeană? Da, aceste proiecte, mi-e greu să cred că proporția să fiind așa mare în ceea ce privește nereguli. Dacă într-adevăr s-au strecurat, v-am spus, pe baza acelor adeverințe eliberate, nu de direcția agricolă, ci cât de celelalte instituții care eliberează aceste adeverințe pentru întocmirea acestor dosare. În opinia mea, cred că este prea mult praf pentru... sau prea mult zgomot pentru nimic, pentru că oamenii, într-adevăr, au adus dovada deținerii terenului sau arendării, oamenii au adus dovada achitării datoriilor către stat, oamenii au adus acele extrase de la APIA prin care dovedesc înființarea culturilor în anul respectiv, și de aceea mi-e greu să cred. Iar apartenența la o formă asociativă, cât și zona favorizată, defavorizată a unei localități, asta este prevăzută de cei de la APIA, prin care nu se poate face raba. De aceea mi-e greu să cred. Să fie un control comandat, domnul Ichim? Nici aici nu mă pot pronunța, dar în opinia mea, într-o săptămână se liniștesc treburile și, ba mai mult, pot merge mai departe odată cu, dacă într-adevăr aceste informații care mi-a ajuns mie la ureche, precum directorul Direcției Agricole Neață își va da demisia azi, probabil că mâine s-a mai încheiat și control. Păi vedeți, și ajungem la concluzia că a fost un control la comandă. No. Domnul Ichim, haideți să revenim la problemele noastre, la camerele agricole pe care le tot așteaptă agricultorul din România să fie înființate. Din 2007 se tot vorbește, se tot așteaptă, se tot aleg. Bacă va fi președinte nu știu care al Camerei Agricole. Bacă, aceste camere nu vor fi politizate, ceea ce cu siguranță se va întâmpla. Politicul nu va dispărea din peisaj nici la înființarea acestor camere agricole. Mai poate fi vorba de prindere, de absorpție de fonduri europene în următoarea perioadă dacă nu se vor înființa aceste camere agricole? Deci nu are legătură una cu alta. Pe cum? Prin aceste camere agricole vor veni și bani în România. Deci camerele agricole au un rol foarte important pe care noi l-am susținut de acum 7 ani. La elaborarea unor aceste ghiduri și acte, inclusiv noi am colaborat cu diferite instituții, chiar am înaintat aceste documente către minister. Ce pot să vă spun e că săptămâna viitoare, în cadrul tripartitei de la Ministerul Agriculturii, voi cere... E prematur să vă spun acum, pentru că nu avem încă cifre, dar săptămâna viitoare probabil vom avea, în tripartita de la Ministerul Agriculturii,
vom cere banii prevăzuți, să vedem dacă au fost prevăzuți în bugetul anului 2013, acești bani necesari înființării acestor camere agricole. După cum știți, a fost sistat tocmai pentru pe acest considerent și probabil că la nivelul sfârșitului de lună vom ști cu siguranță ce bani sunt, costuri și așa mai departe, câți bani au fost alocați și probabil că vom face și un program comun cu Comitetul de Inițiativă în acest sens. Ce pot să vă spun? Că în cadrul unui proiect pe care eu îl coordonez la nivel de regiunii sud-est, împreună pentru dezvoltarea dialogului social, am în obiectiv aducerea ministrului agriculturii la absolut toate conferințele județene pe care le vom avea în luna martie, cele 6 județe pe care le coordonez, ministrului, șefului acestui comitet de inițiativă, domnul Glăman, cât și membrii din comitetul de inițiativă, pentru a discuta clar și a stabili clar la nivel de în cele 6 județe pe care le coordonez, datele împreună cu instituțiile de concentrate, prefecturi și așa mai departe, cei toți factorii decizionali care vor lua parte la înființarea și la consolidarea acestor camere. La discuțiile pe care le-ați mai purtat până acum, nu se vehiculează o dată a înființării acestor camere agricole? Bun, poate că nu ne ajută prea mult aceste camere agricole, pentru că, dacă stau eu și mă gândesc bine, pe vremea comunismului, pe vremea lui Ceaușescu, nu aveam camere agricole, însă agricultura nu era la pământ ca acum, țăranul român avea unde să-și vândă marfa, existau sistemele de irigații, existau atâtea și atâtea oportunități în agricultură. Acum totul este la pământ. Nu știu dacă aceste camere agricole vor face într-un fel sau altul ca agricultura să intre din nou pe făgașul normal. Camera agricolă este destinată fermierului, agricultorului. Trebuie condusă și deciziile să fie luate de însuși el, agricultorul. Da, da, trebuie să fie și bani, domnul Ichim. Dacă nu sunt bani, degeaba înființăm aceste camere agricole. Ce vom face pentru agricultori dacă nu există fonduri? După cum v-am spus, e prematur să discutăm acum. Probabil săptămâna viitoare. Deci, din 2007 tot discutăm, domnul Ichim. Și deci e cam prematur este acum. Este un alt guvern, iar banii prevăzuți înființării camerei, cât și funcționării lor, nu a fost discutată. În ședința de săptămâna viitoare din tripartită, probabil că vom știi exact ce sume vor finanța campania de înființare acestor camere agricole. Nu prezintă interes această înființare a camerelor agricole, domnul Ichim? De nu se ia în discuție? Dacă prezenta interes major, până acum erau înființate. Păi e mai bine să importăm totul. E mai bine ca țăranul român să moară. Odată ce a murit țăranul român, a murit și țărișoara noastră. Pentru că toate sunt importate. Mâncăm chimicale, în curând cam asta va fi. Totul se importă, deși cu ceva timp în urmă noi eram cei care exportam. Care exporta cereale, exportam vin, acum totul este importat, legume, fructe și știți și dumneavoastră la fel de bine ca și mine și cei care ne urmăresc acum, cât sunt de nocive toate aceste legume, fructe importate. Politica agrară comună europeană s-a schimbat. E în continuă schimbare. România trebuie să vină la aceeași parametri și să funcționeze la aceeași parametri și să respecte această politică agrară europeană. Nu avem încotro, pentru a putea fi competitiv trebuie să ne raportăm la ceea ce există și la ceea ce putem face. De aceea, după cum știți, astăzi, ieri, de fapt, am avut întâlnire la Ministerul Agriculturii cu ministrul Agriculturii Constantin și cu domnul ministru al Finanțelor Chițoiu, prin care s-au înaintat propunerile pentru impozitarea terenului și așa mai departe. Acest lucru a existat, nu s-a impus până acum,
de acum se va impune efectiv. Această măsură vine în sprijinul comasării acestor terenuri, a lucrării acestor suprafețe teren, toate sectoarele de activitate agricol, pentru a putea face o agricultură performantă, pentru a fiscaliza această activitate agricolă și pentru a produce pentru piață. Pentru că micul fermier, după cum spuneți dumneavoastră, nu va fi impozitat. Cel ce produce pentru gospodăria proprie nu va fi impozitat. Mi-e greu să cred că cineva care are 4-5 hectare sau 10-5-10 vaci produce doar pentru consum propriu. E greu să cred așa ceva. Ei, și aici intervine statul. E un lucru bun, dar va avea și un revers a faptului că populația deja îmbătrânită de la sate, care au dat aceste terenuri în arendă sau care efectiv își duc traiul numai din munca aceasta din gospodăria proprie, va fi în imposibilitatea să plătească cei care depășesc plafonul pentru a putea fi impozitat, vor fi imposibilitatea să plătească. Și atunci Păi să-i impoziteze pe parlamentar, pe deputați, nu pe amărâtul ăla de la sat care vinde un ou sau o roșie din grădină ca să-și ducă existența. Vorbim de producție, vorbim de agricultura pe culmile... Cel ce produce pentru a vinde, automat... se încadrează în alte categorii. Deci, dar vedem băbuțele pe piață cu o legătură de verdeață. Ce facem? O impozităm pe mamaie care vinde o legătură de verdeață? Respectăm legea indiferent că ne convine sau nu ne convine. Că până acum nu s-a respectat legea, asta este altceva. O să încercăm ca pentru aceste categorii, împreună cu autoritățile locale, pentru că nu se pune problema respectării la nivel național. Deci, împreună cu autoritățile, să găsim o portiță prin care acești producători mici să-și poată valorifica produsul, în special cei care își duc existența numai din această activitate. Dar problema mare, vă spun, nu deci vine din faptul că odată cu acest impozitare foarte mulți vor avea datorii către bugetele locale prin această impozitare. Ori plata la zi a impozitelor locale este una din condițiile obligatorie pentru accesarea acestor măsuri agricole. Ori din acel moment va fi o mare problemă. Păi dacă omul nu are producție, deci, normal că nu are de unde să plătească. Deci nu numai în accesarea de fonduri, cât și în primirea subvenției de la APIA. Domnule Ichimă, vă întrerup, cu terenurile astea părloagă din Vrancea, ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Și vorbim de producție în agricultură. Păi dacă nu avem sisteme de irigații, cu ce vom face producție? Cu ce vom avea produse extraordinare pe piață? Pentru că anul trecut se promitea. Anul trecut, când aveam acea secetă nemai întâlnită de câțiva ani buni încoace, se vorbea de înființarea sistemelor de irigații. Deși aceste sisteme de irigații au existat, însă acum lipsesc cu desăvârșire. Noi cerem producție. Cu ce să face această producție? Când amărâtul ăsta de la sate nu are bani cu ce să-și lucreze pământul, unele terenuri rămân pârloagă, oamenii nu prea mai au încredere să dea aceste pământuri în asociații. Anul trecut, în luna august, ne-am întâlnit la nivel de minister, organizații sindicale, patronate, autoritatea de stat, prin care s-a avut acea celulă de criză cu privire la secetă. S-au stabilit atunci niște criterii în sfârșit. Seceta a trecut. Probabil anul acesta va fi aceeași problemă. Avem convingerea că vom putea face ceva, întrucât
aceeași conducere a Ministerului Agriculturii, care a fost anul trecut, există și în noua legislatură. Și atunci cele discutate probabil că vor fi reanalizate. Păi și ce facem, domnule? În fiecare an discutăm sau discutăm doar atunci când avem secetă? Deci, nimic concret. Nu este adevărat. Există un program foarte, foarte amplu cu privire la acest canal, activarea canalului Siret. Da? Și din acel moment multe din aceste probleme se rezolvă. Dar țin să anunț că nu oprește, sunt foarte multe asociații de udători, asociații care folosesc apa, care au posibilitatea să facă aceste proiecte, da? Aceste proiecte să atragă banii europeni. Nu opresc primăriile să împreună cu, în parteneriat cu autoritățile private, cu întreprinderi private, asociații, ONG-uri și așa mai departe, să facă proiecte comune pentru a accesa bănuți, tocmai pentru a înființa aceste sisteme de irigație. Deci, dacă așteptăm totul numai la stat, nu o să rezolvăm nimic. Deci, așa cum fermierul de rând, măsura 141, tânărul fermier, dezvoltare întreprinderi și așa mai departe, împădurire, absolut toate, toate s-au făcut individual sau cu asociații, se pot face pe irigație aceleași lucruri. Lucruri mari, lucruri cu bani europeni pe care banii europeni care sunt singura noastră șansă de a dezvolta. Păi, domnule Chim, dacă nimeni nu informează la sate acești oameni, de ce nu mergeți dumneavoastră împreună cu membrii Propact Vrancea pentru a participa la niște întâlniri cu acești oameni, cu edilii localităților respective? Poate nu se vrea. Am avut astfel de discuții la nivelul Camerei Agricole, Camera Agricolă Vrancea în special. În momentul în care funcționa Oșca, am avut o relație extraordinară. Aveam caravane la nivel comunal unde efectiv aveam discuții cu privire la subvenții, cu privire la accesare de fonduri și așa mai departe. Ba chiar am făcut programe comune unde efectiv aduceam noi beneficiarii, iar consultanța agricolă efectiv le făceau dosarele, înființam asociații și așa mai departe. Ei, în momentul în care această cameră agricolă s-a politizat și numirile au fost făcute de la consilii județene, aproape în fiecare și săracii specialiști din camerele agricole depind salarizarea și modul de lucru de politic, din momentul ăla noi am rupt această legătură. De ce? Pentru că aceste caravane de informare am văzut că au fost făcute doar pentru a fi raportate. Adică la aceste întâlniri ne trezeam că din 20 de participanți, 20 erau peste 62 de ani, cei care efectiv nu pot accesa măsuri și așa mai departe. Deci în momentul în care am văzut că totul este făcut doar de imagine și doar pentru a fi raportat, din acel moment noi am refuzat să mai participăm și prin organizațiile noastre am adus tot către această cameră agricolă, către specialiști pentru dosari, am adus individual oamenii care i-am identificat la comune. Domnule Chim, acum la încheierea acestei emisiuni, mi-ați putea da așa o cifră estimativă? Cam câte dosare au primit finanțare europeană? La sfârșitul 2012, că abia am intrat în 2013, vom vedea ce va mai fi. Anul trecut au fost 500 și ceva de dosare, un număr foarte important, ținând cont că și în anii anteriori s-au întocmit și elaborat aceste dosare. Vrancea stă foarte bine. În ceea ce privește tinerul fermier, dezvoltare, întreprinderi, asociații și așa mai departe, la fel Vrancea, comparativ cu alte județe, stăm foarte bine. Nu este suficient, se pot face lucruri mult mai bune, dar instituțiile statului să-și facă datorie. Adică, în momentul când descind într-o localitate, să nu o facă doar pentru a o raporta mai departe către minister sau către autoritatea care o coordonează. Să o facă strict în spiritul și în litera legii. Și atunci, agentul agricol din comunitate,
Pentru că are acel registru agricol. Știe cine poate beneficia de aceste măsuri, știe cine poate beneficia de niște bani europeni. Și nu cred eu că dacă cineva din comunitatea respectivă spune unui fermier, domnule, dumneata poți să-i accesezi niște bănuți. Vino către noi, îți dăm o adeverință și spune noi unde să te duci și mai departe, mai ales că aceste proiecte se fac gratuit. Și atunci, întrebarea este, să vrea dezvoltarea țăranului, deși dezvoltarea țăranului la țară, în aceste întreprinderi individuale, aduc bani la bugetul local și efectiv nu mai stau nici pe spinarea primarilor pentru asistență socială și așa mai departe. Păi și nici noi nu mai importăm. Domnul Ichim, mulțumesc pentru aceste informații pe care ni le-ați oferit. Vom vedea ce se va mai întâmpla cu aceste dosare, cu proiectele europene, ce bani se vor mai primi de la Uniunea Europeană și cu siguranță vom vedea în cel mai scurt timp dacă vom avea director la Direcția Agricolă, cine va fi, și vom vedea când se vor înființa camerele astea agricole. Din 2007 mai avem de așteptat 2013, cu siguranță ne vom întâlni prin vară și tot despre această înființare a camerelor agricole vom vorbi. Agricultura românească nu stă în directorii direcțiilor agricole. Asta vă garantez. Mulțumesc mult, domnul Ichim. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ne-ați urmărit la social media. Sunt Mariela Niță. Ne revedem foarte curând. Numai bine. La revedere!